Ați văzut cu siguranță că Partidul Comuniștilor în frunte cu Vladimir Voronin susține Partidul Șorș și inclusiv au participat la câteva proteste comune. Dacă ați auzit acele înregistrări audio, recomandările care erau ca să se mai implice și alte formațiuni politice alături de Șorș pentru a crea o rezonanță mai mare. Ce părere aveți despre Partidul Comuniștilor? Știu că la un moment dat aveați replici drăguțe cu domnul Voronin. Drăguțe în ghilimele. Unde merg? Care e scopul lor? Tot timpul am luptat împotriva celor care umblă cu Seșer și Ciocanul, pentru că reprezintă oamenii și puterea care ne-au ocupat, ne-au deportat buniei, părinții, i-au închis prin închisori, în casă de nebuni, au distrus bisericile și n-au loc în viața mea sau în inima mea sau în politica pe care o fac eu și partidul. Dar acum? Și acum la fel. Eu vreau să vă spun că un cunoscut de meu cândva m-a întrebat pe mine, zice, Mihai, tu ai auzit vreodată să existe capitalist comunist? Zic, nu. Dacă comunist capitalist ai auzit? Zic, și-am văzut, la noi sunt. Ei sunt mai mult cu gândul la dânș, la buzunarul lor. Deci ei fac asta pentru bani sau fac din conștiință personală? Păi puterea lor întotdeauna le-a adus bani. Dar anume suportul partidului Șor din partea comuniștilor. Cum să crezi în comunism, în Lenin, și să vorbești de economia de piață? Cum? Spuneți, vă rog, de proprietatea privată, care au distrus-o și au compromis-o. Această unire, sigur că ei vor la treucă. Ei vor treuca. De ce atunci, în 2009, eu ne-am adunat, i-am adunat eu pe cei care am trecut în Parlament și am zis că luați-vă ce doriți, numai să fie alianță, scăpăm de guvernarea comunistă. Pentru că eu știam ce fac, cine sunt și ei acum vor din nou să vină la treucă. Ei nu sunt... Dar de ce mai are nevoie domnul Voronin? Pentru că acolo au rămas puțini oameni pe care îi cunoaște publicul larg. Nu, acum mai este și orgoliu. Vedeți că dumnealui nu pleacă, vrea să moară președinte. Deci Brejnev, toți ceilalți, cum au murit? Putin la fel vrea să fie... Vladimir Velichii ca Petru I, știți că Petru I a fost și Petru Velichii. Da? Când ultima dată ați vorbit cu domnul Voronin? Dar n-am vorbit de când am plecat din Parlament. Când eram în Parlament, ne întâlneam, bună ziua, mă rog, lupta e luptă, dar... De ce mai are Eu am spus lui Voronin, am doar o singură cunoștință față de refuz de a semna memorandum Coza, că restul, Voronin pentru mine e Seșer și Ciocanul, e Kremlinul, e toată, tot tabloul ăsta de culoare neagră a Basarabiei, a cetățenilor noștri în perioada aceasta de ocupație și după în perioada guvernării lor. De ce mai are el nevoie acum să-l susțină pe Ilan Șor sau să susțină partidul lui Ilan Șor? Asta a fost o mișcare, doar ei sunt împreună cu socialiștii, cu Dodon în Parlament. Dar doar comuniștii au susținut partidul Șor. Da, bănuiesc că s-a dus și prestigiul partidului. Pentru că cunoștea că Șor aduce oameni... Nu e exclus și varianta asta ca să rupă alegători de la Șor. Totuși, între Șor și Voronin, dacă vin alegerile, cei care au fost la meeting, la protestul ăsta, zic, totuși Voronin e Voronin. Nu-i cost, nu-i bandit. Ce-i lipsește lui Vladimir Voronin acum? De ce s-ar mai implica în politică, la o vârstă destul de înaintată? Nu, oamenii care au îmbrățișat comunismul, nu... Nu se opresc până nu-i oprește Dumnezeu în ceea ce... Așa eu cred că de fapt, da, vedeți că susține și integrarea europeană, da? Când a fost la guvernare, a promovat această politică. Comunistii joacă, un soi de hibrid lor, politic. Politica lor este pentru a avea voturile cetățenilor care sunt împotriva românismului, europenismului, care sunt pentru Matușca Rasia. Și e că aici e lupta, jocul ăsta de a atrage voturi.